Salutare! Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Top Tech. Mă numesc Daniel Diaconu, iar în continuare vom vorbi despre programe antivirus și securitatea cibernetică. Haideți să începem! Un program antivirus reprezintă o necesitate pentru orice PC, indiferent dacă îl folosiți în scop personal sau în interes de serviciu. Fără un astfel de program, riscați să pierdeți informații personale, fișiere sau chiar bani din contul bancar. Experții de la PCMag au testat 46 de utilități pentru a vă ajuta să alegeți programul antivirus cel mai potrivit pentru computerul dumneavoastră. În continuare, vă prezentăm top 10 al softurilor antivirus pentru anul 2017. Cu atât de multe alegeri de făcut, goana după cel mai potrivit antivirus poate fi o adevărată cursă cu obstacole, în care soluția cea mai la îndemână nu este mereu cea potrivită pentru nevoile noastre. Un antivirus bun trebuie să ofere o devirusare eficientă și siguranță completă a datelor, dar și o interfață prietenoasă care să poată fi stăpânită cu ușurință de utilizatori începători. Într-o lume atât de dinamică precum cea a soluțiilor antivirus, performanțele pot varia semnificativ de la un an la altul, astfel, cele mai bine clasate programe antivirus de anul trecut ar putea pierde și câteva poziții în top antivirus 2017. Pe locul 10, editorii PCMag au clasat soluția celor de la Trend Micro cu al lor Antivirus Plus Security. Unii dezvoltatori nu mai fac diferența dintre un simplu program antivirus și o mică suită de securitate. Semnul plus din numele Trend Micro Antivirus Plus Security dorește să indice faptul că produsul include și un filtru de spam, precum și o componentă ce vine în sprijinul firewall-ului. Aceste elemente sunt regăsite de obicei în suitele de securitate, lucru ce trebuie apreciat. Trend Micro Antivirus Plus Security a obținut rezultate bune în cadrul testelor hands-on, dar nu și la toate testele independente. Acest antivirus își merită pe deplin poziția în top, deoarece versiunea de anul acesta include și o protecție împotriva atacurilor de tip ransomware. Pe următoarea poziție se află F-Secure Antivirus 2017. Cum am spus și mai devreme, mulți dezvoltatori încarcă soluția lor antivirus cu elemente caracteristice suitelor de securitate, firewall, filtru spam, VPN, etc. Acest lucru nu se întâmplă în cazul celor de la F-Secure. Antivirusul lor este focusat exclusiv pe sarcina de a apăra sistemul dumneavoastră împotriva tuturor de malware. Pe de altă parte, nu se implică în activitatea browserului pentru a-l împiedica pe acesta să acceseze site-uri periculoase sau frauduloase. Pe scurt, sistemul de detecție Deep Guard bazat pe comportament își face treaba ca la carte, dar F-Secure Antivirus 2017 nu oferă nimic în plus în afară de protecția malware. Locul 8 le revine celor de la ESET. Note 32 Antivirus 10 este un produs elegant. Scanarea întregului sistem cu acest software se derulează rapid, a obținut rezultate bune în testele de laborator, precum și la majoritatea testelor hands-on. Este clasat pe poziția 8, deoarece a obținut un scor slab la proba anti-phishing. În plus, modulul de device control este prea complex pentru utilizatorul obișnuit. MCSoft Anti-Malware 11.0 se situează pe locul 7 în topul nostru. Acest produs a obținut rezultate foarte bune la testele de laborator, a trecut cu succes proba de blocare a malware-ului, s-a descurcat și la împiedicarea accesării adreselor web malițioase. Din păcate, a avut ceva probleme la testul hands-on anti-phishing și la sistemul de alertă a comportamentului programelor. Un alt minus ar fi și prețul, care este puțin cam piperat. În topul celor de la PCMag, pe poziția 6 se află McAfee Antivirus Plus 2017. Acest software nu numai că include protecție firewall și o serie de caracteristici suplimentare de securitate, dar permite și nenumărat instalări pe toate dispozitivele pe care le dețineți, indiferent de sistemul de operare a acestora. McAfee nu obține rezultate de top în teste, dar este capabil să protejeze fiecare dispozitiv din casă. De menționat că protecția telefonilor și calculatorilor Apple este ușor limitată față de dispozitivele Windows și Android. Avast Pro Antivirus 2016 ocupă anul acesta un dezamăgitor loc 5. Toate că este o soluție de securitate de individual de către dezvoltatorii menționați până acum, antivirusul celor de la Avast vine și cu câteva lipsuri. Principala dezamăgire este ritmul lent de scanare a malware-ului. De asemenea, unele componente ale programului antivirus necesită achiziționare separată. În plus, modul ce gestionează parolele browserului are funcții limitate. De menționat că ar fi dificil pentru un utilizator obișnuit să utilizeze acest software la capacitatea sa maximă. În rest, jos pălăria. Avast Pro Antivirus 2016 a obținut scorul excelent în toate testele. Vine dotat cu protecție împotriva DNS Hijack, un modul de securitate la nivelul rețelei, precum și cu sandbox pentru rularea programelor suspecte.
Locul 4 îi revine sovieticului Kaspersky Antivirus 2017. Laboratoarele independente de testare îi atribuie în mod constant acestui program cele mai mari note. În plus, antivirusul celor de la Kaspersky trece cu brio proba anti-phishing, are o mulțime de caracteristici bune și își face treaba rapid. Ocupă locul 4 în topul de anul acesta deoarece nu a ieșit în evidență la testele hands-on de blocare malware și a site-urilor malițioase. Un alt minus ar fi prețul, dublu față de ocupanții primelor locuri. Pe poziția a treia se află un antivirus atipic. Ediția din 2016 a programului Webroot Secure Anywhere Antivirus utilizează o nouă metodă de scanare față de restul competitorilor de pe piață. Această metodă îi permite să parcurgă fișierele mai repede, cu un volum mai mic de resurse necesare, în același timp oferind o protecție puternică. A trecut cu brio probele celor de la PCMag și a fost declarat cel mai mic și rapid antivirus de la ora actuală. Webroot Secure Anywhere Antivirus se află pe locul 3 și nu mai sus, deoarece noul mecanism de scanare a fișierelor nu poate fi evaluat în întregime de testele clasice. Symantec Norton Antivirus Basic se regăsește pe locul 2 al clasamentului. După o lungă perioadă în care acest produs putea fi folosit doar ca parte a unei suite de securitate, cei de la Norton și-au dat seama că antivirusul lor are mai mult potențial ca un program de sine stătător. Acesta a obținut scoruri excelente pe toată paleta de teste. Nici la capitolul dotări nu stă mai prejos. Gestionare parole, evaluare site-uri, anti-spam, eliminare malware persistent și altele. Singurul aspect de care se poate plânge cineva este suportul tehnic și prima scanare a sistemului care poate fi lentă. Suportul tehnic este limitat la sugestii din partea dezvoltatorilor și forumul întreținut de comunitate. Similar ca și anul trecut, poziția de top a fost adjudecată de cei de la Bitdefender. Noul lor antivirus Plus 2017 poate fi asemănat cu un briceag elvețian când vine vorba de securitatea cibernetică. Pe lângă funcția de bază, cea de prevenire și eliminarea infectărilor cu virus, Bitdefender excelează și la celelalte capitole. Protecția activă ransomware, password manager, browser securizat pentru tranzacții financiare și un utilitar de eliminare permanentă a fișierilor. Singura problemă pe care ar putea o întâmpina un utilizator ar fi faptul că scanarea întregului sistem a durat mai mult față de majoritatea competitorilor. Bitdefender Antivirus Plus 2017 combină o protecție antivirus de top cu foarte multe funcții bonus, calificându-se ca o mică suită de securitate. Voi pe care l-ați alege? O știre foarte interesantă a apărut zilele trecute pe site-ul celor de la Forbes. Articolul ne informează că în vara anului 2016, un columbian a căzut victimă unor hackeri destul de inventivi. Aceștia au reușit să-l ușureze pe columbian de milioane de dolari, folosindu-se doar de numărul de telefon al acestuia. Rămâneți în continuare alături de noi pentru a afla cum au procedat hoții. Era trecut de miezul nopții, pe 11 august, când Jared Kena, care încă lucra pe calculatorul său personal, a fost notificat că parolele de pe cele două adrese de e-mail ale sale au fost resetate. Neștiind ce s-a întâmplat, Jared a făcut demersuri necesare pentru a-și recupera conturile. A cerut serviciului de e-mail să-i trimită un SMS cu un cod prin care să se autentifice și să schimbă parolele, dar mesajul nu a ajuns. Următorul pas a fost să contacteze angajații operatorului de telefonie mobilă pentru a verifica dacă și-a plătit factura la timp. Surprinzător, reprezentanții companiei de telefon mobilă i-au spus că el nu mai este clientul lor pentru că recent și-a portat numărul într-o altă rețea. De fapt, un hacker s-a folosit de identitatea protagonistului nostru și i-a schimbat operatorul de telefonie de la T-Mobile la un operator intitulat Bandwidth. Apoi, numărul telefon a fost asociat cu un cont Google Voice aflat în posesia hackerului. Astfel, acesta a putut să redirecteze toate apelurile și mesajele pe care trebuia să le primească victima. Următorul pas a fost să schimbe parolele la adresele de e-mail folosindu-se de SMS-urile pe care trebuia să le primească Kena în mod normal. La 7 minute după ce a fost delogat de pe primul cont, victima a pierdut accesul la alte 30, dintre care două conturi bancare, PayPal, două servicii Bitcoin și contul de Windows, care reprezenta cheia către PC-ul personal. Pe când scenariul descris anterior ar produce haos în viața oricăruia dintre noi, atacul a avut consecințe dezastruoase pentru protagonistul nostru. Kena a fost printre primii utilizatori ai monezii criptografice Bitcoin. Pentru cei care știu ce este Bitcoinul, fraza anterioară spune multe despre paguba produsă victimei. Kena susține că s-a implicat încă de la început în dezvoltarea Bitcoin, încât atunci când își conecta calculatorul la rețeaua monezii criptografice mai vedea doar alte 4 utilizatori conectați la ea. Acum sunt peste 5.000 de calculatoare care susțin rețeaua Bitcoin. PC-urile care sprijineau rețeaua erau angajate într-o competiție pentru a câștiga Bitcoins la aproximativ fiecare 10 minute. În primele zile ale rețelei, recompensa era de 50 Bitcoins de fiecare dată. Acum este 12,5. Kena își aduce aminte că la un moment dat câștiga doar 50 de Bitcoins pe zi. Atunci s-a oprit din a mai susține rețeaua, crezând că nu merită efortul. La cotația de astăzi, el a renunțat să câștige aproape
aproape 40.000 de dolari pe zi, cu toate că el forțează zilnic servicii online de stocare și tranzacție de bitcoins, mai ales că ocazional era plătit cu această monedă virtuală pentru munca depusă pe internet. Protagonistul nostru păstra majoritatea averii sale pe un hard disk încriptat. Mediul de stocare a fost ținut deconectat de orice dispozitiv cu acces la internet vreme de câțiva ani, dar cu câteva săptămâni înainte de atac, el l-a conectat la calculatorul personal pentru a-i muta într-un loc mai sigur și pentru a vinde o parte din ei. Toate că hard discul era protejat de o parolă lungă de 30 de caractere, hackerul a reușit să transfere tot ce era pe el și, spre deosebire de tranzacțiile cu carduri bancare, un transfer de bitcoin este irreversibil. Întrebat de un reporter câți bani a pierdut, Ken a început să râdă. A confirmat doar că valoarea pagubei este de rândul milioanelor de dolari. De asemenea, a mai spus, în mod ironic, că a fost unul dintre primii care au pus mâna pe celebra monedă virtuală, iar acum nu mai are cu ce să se laude. Mai era aproximativ 60 de bitcoins în posesia sa, ceea ce reprezintă nicio fracție din ce avea înainte. Mai mult decât atât, nu a putut să-și recupereze nici numărul de telefon. Cei de la T-Mobile au refuzat să discute despre cazurile individuale ale clienților. Cazul listat anterior este doar unul din plaja mare a escrocherilor ce au avut la mijloc furtul de bitcoins. Atacurile vizează de la persoane fizice la instituții precum spitalele, de la oameni de rând până la antreprenori sau directori executivi ai unor companii de succes. Hackerii urmăresc și exploatează orice breșă ce le permit să fie cu un pas mai aproape de banii și bunurile victimelor. Așa, în exemplu lui Kena, aceștia îți pot falsifica identitatea, pot exploata sincope din sistemul operatorului de rețea, te pot izola de conturile tale, chiar pot trece cu ușurință de parole greu de descifrat. Moral ar fi că niciun sistem nu este impenetrabil și că mereu trebuie să găsim noi metode să ne protejăm de atacurile cibernetice. Mare atenție la e-mail-urile pe care le deschideți. Ultima variantă de ransomware, sub semnătura virusului Cerber, a făcut ravagii în calculatoarele personale ale multor utilizatori. Ce înseamnă ransomware și mai ales cum să procedați dacă sunteți victima unui asemenea atac, puteți afla din materialul următor. Noul an vine cu noi amenințări cibernetice. Dezvoltatorii virusului Cerber au lansat o nouă versiune a acestuia, versiunea 3.0, care este una dintre cele mai dezvoltate și destructive amenințări virtuale de până acum. Cerber este un virus cibernetic malițios care utilizează algoritmul de criptare AES pentru a cripta fișierele victimei. Ca orice alt virus de tip ransomware, utilizatorul poate descărca din e-mail-uri de tip spam malițioase care poartă un fișier executabil. Virusul va rula după următoarea pornire a calculatorului. Odată ce PC-ul devine activ, acest virus va trimite la întâmplare mesaje de eroare și va reporni sistemul de mai multe ori, criptând succesiv fișierele dumneavoastră. Imediat după ce procesul de criptare este terminat, ransomware-ul Cerber va lăsa în fiecare dosar care stochează fișiere infectate o notă cu recompensa cerută. Aceste note de la Cerber sunt numite Decrypt My Files sau Help Decrypt. Nota de recompensă explică ce s-a întâmplat cu calculatorul dumneavoastră și oferă instrucțiuni despre cum vă puteți recupera fișierele. Pe scurt, acest virus vă cere să descărcați browserul Tor pentru a accesa în mod anonim un website unde puteți plăti suma cerută. Recompensa cerută poate începe de la 1,25 bitcoins, care valorează aproximativ 500 de dolari. De asemenea, vă amenință că suma se va dubla dacă nu plătiți în 7 zile. Dacă victima plătește recompensa, acest ransomware oferă un link unic de descărcare a uneltei de decriptare. În ultimii ani, sumele câștigate de atacatori prin aceste tipuri de virus au crescut exponențial. În 2012, FBI a anihilat o rețea care folosea un virus asemănător și obținea profituri chiar și de peste 50.000 de dolari pe zi. Acum un an, virusul CryptoLocker, care blochează fișierele și chiar le distruge dacă nu se plătește răscumpărarea, le-ar fi adus câteva milioane de dolari în facturi în doar 3 luni. Iar în Finlanda, cu doar câteva luni în urmă, a fost descoperit o rețea care a infectat câteva milioane de calculatoare cu ransomware, ținând astfel, potrivit anchetatorilor, profituri care ar putea ajunge și la 800 de milioane de dolari. Așa încât nu-i de mirare că Europol consideră ransomware una dintre cele mai rapide metode pentru a genera profitul pe căi infracționale. Totuși, dacă ultima versiune v-a pus stăpânire pe calculatorul dumneavoastră, nu trebuie să vă faceți griji. Încă este posibil să eliminați virusul Cerber 3.0, iar după ce este șters permanent din sistem, puteți lua în considerare posibilitățile de recuperare ale datelor. Ransomware-ul este precizat ca fiind unul dintre cei mai complexi virus. În ciuda acestui fapt, profesioniștii din IT au reușit să vină cu strategii de decriptare. În general, acest software atacă utilizatorii folosindu-se de e-mail-uri de tip spam. Hackerii și-au manifestat îndemânarea prin crearea de escrocherii persuasive, precum recuperare taxe, înșelăciuni cu livrare pachete sau au implicat numele companiilor de telecomunicații. Nu vă grăbiți să deschideți un e-mail similar, chiar dacă vi se adresează în mod direct. În mod contrar, dacă nu sunteți suficient de atent și apăsați pe un fișier de tip chitanță sau pe un fișier .zip, puteți executa fișierele malițioase a lui Cerber. Atenție la programele vechi, care nu au fost actualizate de ceva timp. Malware-ul se poate ascunde și în
în acestea. În final, păstrați distanța de ofertele strălucitoare și atractive de a instala un plugin de securitate sau un scanner pentru calculator. Dacă se întâmplă să fie de la alte surse ce nu sunt de încredere, există riscul de a fi atacat de Cerber 3.0. Nu trebuie să intrați în panică chiar dacă virusul va cripta toate fișierele. Vrem să vă avertizăm să nu vă transferați banii, deoarece nu există vreo garanție cum că acest lucru va mări șansele de a recupera datele. În primul rând, inițiați eliminarea lui Cerber 3.0. Puteți face acest lucru folosind Reimage sau Malwarebytes anti-malware. Procesul de eliminare este complet. Puteți încerca să decriptați fișierele folosind soluții la îndemână, precum Data Recovery Pro, Shadow Explorer sau Cerber Decryptor. Dacă reușiți să vă recuperați datele, creați o copie a fișierului important în mod regulat și stocați copiile pe mai multe domenii de stocare portabile. În cazul în care sistemul este blocat și nu puteți lansa anti-spyware-ul pentru eliminarea ransomware-ului, încercați una dintre aceste opțiuni. Repuneți calculatorul în safe mode cu command prompt și instalați programul anti-malware, restaurați setările sistemului, dezactivați browserul web afectat. În final, trebuie să luați în considerare tot timpul protecția împotriva cripto-ransomware-urilor. Pentru a vă proteja calculatorul de Cerber 3.0 precum și de alte ransomware-uri, utilizați un anti-spyware bun, precum Reimage sau Malwarebytes anti-malware și păstrați în permanență copii de siguranță ale fișierilor importante. Aproape toate site-urile de pe internet îți oferă posibilitatea sau chiar îți solicită în mod expres crearea unui cont personal pentru a avea acces la anumite facilități. Fie că este vorba despre un simplu blog sau site de știri, de contul personal de e-mail sau de datele de autentificare în contul de internet banking, crearea unui cont aduce cu sine necesitatea de a utiliza o parolă. Foarte mulți utilizatori tratează cu superficialitate crearea unei parole puternice, fie pentru că pur și simplu nu realizează pericolele la care se expun, fie consideră că vor uita parola dacă aceasta este prea complexă. De aceea, nu este o surpriză că parolele de tipul 1, 2, 3, 4, 5, 6 sunt printre cele mai utilizate în prezent. Din păcate, acest comportament are dezavantaje majore, întrucât conturile respective pot fi compromise cu ușurință. Dacă alegi o parolă cu un puternic caracter personal, cum ar fi data nașterii, aceasta poate fi ghicită foarte ușor de toate persoanele din anturajul tău care cunosc aceste informații. Dacă alegi o parolă cu un cuvânt obișnuit, aceasta poate fi de asemenea spartă cu ușurință cu ajutorul unui software care caută fiecare cuvânt din dicționar. În plus, chiar dacă utilizezi o parolă aparent complexă din câteva litere care nu formează un cuvânt obișnuit, aceasta poate fi spartă prin metoda brute force, care presupune încercarea tuturor combinațiilor posibile de litere, cifre sau simboluri. Nu în ultimul rând, dacă un hacker sparge baza de date a unui site și obține lista de conturi, el poate accesa ulterior și contul pe care l-ai creat pe un alt site, dar pe care ai folosit aceeași combinație de username și parolă. Concluzia, trebuie să folosești o parolă unică pentru fiecare cont în parte. Cel mai important aspect pe care trebuie să-l înțelegi atunci când alegi o parolă este că aceasta trebuie să includă cel puțin un element din fiecare tip de caracter care există pe tastatură. Cu alte cuvinte, parola trebuie să includă cel puțin o literă mică, o literă mare, o cifră și un simbol. Nu este foarte relevant câte asemenea elemente alegi. Poate fi vorba despre un singur simbol, cum ar fi diez sau semnul exclamării, sau despre o singură literă mare, însă este foarte important să alegi cel puțin una din fiecare categorie. Atunci când vine vorba despre parole, mărimea contează. Așa cum am explicat mai devreme, este important să alegi o parolă cât mai lungă. O parolă din 3 caractere poate fi spartă în mai puțin de o secundă cu un software specializat, însă pentru una alcătuită din 10 sau 14 caractere, poți avea nevoie și de mai bine de un an pentru a o identifica, în special dacă folosești și caractere speciale. De aceea, recomandarea noastră este să utilizezi o parolă formată din cel puțin 10 caractere, pentru că în acest fel va fi practic imposibil de spart. Sunt sigur că te-ai speriat când ai auzit că îți propunem alegerea unei parole din 10 caractere alcătuită din litere, cifre și simboluri și probabil ești convins că nu vei putea reține niciodată o parolă atât de lungă. Există însă o metodă simplă prin care poți compune o parolă complexă pe care să o reții ușor. Folosești ca suport o frază care ți-a plăcut foarte mult, cum ar fi un citat celebru. Fraza trebuie să fie suficient de lungă astfel încât să depășească pragul de 10 caractere și să conțină litere majuscule. Dacă fraza nu conține cifre, poți înlocui unele litere cu numere, cum ar fi litera I cu cifra 1, O cu 0 sau S cu 5. Nu uita să adaugi măcar un caracter special, spre exemplu, unul sau mai multe semne de punctuație. De menționat că spațiile dintre cuvinte sunt considerate caractere speciale. Nu în ultimul rând, folosește un manager de parole. Acesta își va aminti permanent toate parolele tale, așa că tu nu trebuie să depui deloc efort. LastPass și 1Password oferă de asemenea parole de siguranță pentru telefonul tău, așa că ia în considerare o parolă și pentru dispozitivul mobil. Asigură-te că ai ales o parolă diferită pentru fiecare cont pe care îl deții. Nu vrei ca un hacker să îți spargă o parolă și să aibă acces la absolut toate datele tale. Aceștia muncesc din greu pentru a sparge parolele, așa că nu trebuie să le ușurezi munca.
Pentru mai multe noutăți și informații din lumea IT, vă invităm să urmăriți emisiunea Top Tech în fiecare sâmbătă de la 17:30 numai la Apollonia TV. De asemenea, ne puteți găsi și pe Facebook, Twitter și YouTube. Vă urez o seară bună și un sfârșit de săptămână cât mai reușit. La revedere!